Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere în acest final de săptămână de a-l găzdui pe domnul vicepreședinte al PSD Gorj, domnul Bebe Ionică Viorel. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii și ascultătorii dumneavoastră. Și mă bucur că sunt aici alături de dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă transmit, pentru că nu am mai fost, un la mulți ani și multă sănătate și spor în anul acesta în care am intrat. Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase. Cu siguranță vom avea timp să ne revedem, să ne reauzim de-a lungul acestui an. În altă ordine de idei, ne uităm la ceea ce se petrece în spațiul politico-social din România și parcă e așa o senzație, nu neapărat de negativism, dar e o senzație pe care personal o resimt acut de dezamăgire atunci când văd că în funcții cheie, în posturi uneori dintre cele mai înalte, ajung oameni pe care, haide să-i numim elegant, nu-i recomandă mai nimic, nici background-ul din punct de vedere profesional și cu atât mai mult abilitățile uzuale pe care ar trebui să le aibă oricine ajunge acolo. Ce credeți că se petrece cu România ultimilor 10, 5, 3, 2 ani, astfel încât ne uităm acum la ceea ce într-un fel sau altul ne conduce și tragem concluziile de rigoare? Bun, așa cum spuneți și dumneavoastră, este un proces de promovare a celor care ocupă funcții, speță în managementul central al guvernului, dar nu numai, și la nivel local. Eu cred că ar trebui ca partidele, cei care până la urmă propun diferiți oameni pe diferite funcții, să-și construiască un sistem de recrutare și de monitorizare și în baza acestui sistem să încerce și o promovare în baza activității pe care, să zicem, respectivii au depus-o sau au demonstrat-o pe parcursul vieților active. Este foarte important și pot să vă spun că în toamna anului trecut au avut loc câteva discuții la nivel central la PSD, una la Suceava și cealaltă la Herculane și, bine, printre altele fiind, sigur, și analizarea stadiilor de implementare a programului de guvernare, cu care, bineînțeles, PSD-ul a câștigat în 2016, în octombrie, noiembrie 2016, dar la alegeri generale. Dar pe lângă asta a fost puse pe masă și problema legată de posibilitatea de a găsi o soluție de selectare și de recrutare a celor care sunt propuși pentru diferite funcții. Și așa se face că, cel puțin în ultima perioadă a anului trecut, s-au revitalizat la nivelul organizațiilor județene comitetele de lucru legate de, pe domenii legate de problemele care sunt gestionate la nivel guvernamental, atât social cât și economic, cultural, sportiv, deci toate domeniile care, bineînțeles, au în final o direcție spre ministerele de resort. Și la noi în PSD Gorj există oameni nominalizați care fac parte din biroul politic județean, deci Comitetul Politic Județean, care sunt reprezentați și care sunt responsabili de diferite domenii. Există o activitate care ar trebui să se facă, sau unii chiar o și fac la nivelul acestor comitete. Am înțeles că deja se organizează și la nivel central, pentru că până la urmă structura trebuie să aibă și o conducere sau oricum o componentă care să meargă spre București. Deci la nivel sediu central al Comitetului Național PSD. Deci cam așa este organizată la nivelul PSD-ului. Acum, sigur că eu cred că fiecare partid ar trebui să-și pună la punct un sistem de monitorizare și promovare al recrutare al oamenilor în așa fel încât să știe atunci când se promovează pe diferite domenii de activitate ce
ce a făcut omul, ce îl recomandă, ce, eu știu, școală, ce activitate zilnică, ce, eu știu, comportament social și așa mai departe. Totuși, sunteți unul dintre specialiștii domeniului dumneavoastră de activitate și nu puteți să nu vă uitați, evident, la domeniul respectiv sau la alte domenii și să nu remarcați că nu întotdeauna se aleg cele mai fericite soluții pentru posturile, să le spunem, cu vizibilitate, posturile cheie. Mă uit, de exemplu, la domeniul educație și nu sunt foarte încântat, vă spun sincer, de ceea ce văd. Cu siguranță activul de partid, fiind foarte mare, PSD fiind cel mai mare partid politic din România, baza de selectare putea fi una destul de amplă și complexă. Totuși, s-a ales. Nici în trecutul foarte apropiat lucrurile n-au excelat. Nu e frustrant, nu e deranjant câteodată când știi specialiștii din domeniul respectiv, că ești implicat sau nu în partidul respectiv și vezi că ajung să decidă și să conducă direcții, departamente, ministere și așa mai departe, persoane nu tocmai cel mai potrivit. Perceput la nivel, acolo. Să zicem, la nivelul macro, la nivelul social, să exact. Zicem. Dumneavoastră aveți dreptate. Problema este că ceea ce ar trebui discutat de natura următoare. În primul rând, așa cum am spus, la nivelul partidului există aceste comitete pe organizațiile județene care au pe diferite activități reprezentanți, responsabili. Mai este o poveste, cel puțin care eu am sesizat-o, și anume faptul că ar trebui ca, de adevărat, exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră cu învățământul, care, educația, care are o bază de selecție destul de mare în România și foarte mult și în regimentați politic, dar totuși eu cred că ar trebui să vină cât mai mulți oameni să vină spre politică, pentru că totuși baza de selecție nu este chiar, și selecția se face în primul și în primul rând la nivelul de organizație. Deci aici este problema care eu o sesizez. Faptul că vin totuși în partid nu sunt tocmai foarte mulți oameni înscriși, cel puțin din punctul meu de vedere, și pentru că sunt mulți care stau pe margine, să zicem, și arată cu degetul, uite domnule ce a făcut ăla sau ce nu face ăla, dar eu mi-aș dori ca oamenii care sunt critici și care cred că ar putea să facă să intre în scenă, cum să, sau să intre în arenă. Că e ușor să stai pe un spectator acolo și să aplauzi sau să, eu știu, să blamezi diferite acțiuni pe care le face un om care este pus să găsească soluții pe teren, dar când ești pe teren deja lucrurile se schimbă. Deci părerea mea este, și sincer, de asta am și intrat în politică acum câțiva ani buni, în ideea de a încerca să spun ceva acolo, la masa aia la care, sigur, se iau decizii și mai ales, sigur, în domeniul în care eu îmi desfășor activitatea, dar nu numai, pentru că până la urmă experiența de viață te califică să poți să dai, să zicem, un punct de vedere și la alte domenii, nu neapărat domeniul care strict profesezi. Așa este, aveți perfectă dreptate. Și apropo de domeniul dumneavoastră de competențe, domeniul în care sunteți cu desăvârșire un specialist, cât de departe nu sunt laude, sunt realități și trecutul vă recomandă, activitatea profesională vă recomandă în acest sens, cât de departe este România spre o integrare în ceea ce înseamnă mileniu 3 din punct de vedere informațional, din punct de vedere al mijloacelor utilizate în mai toate țările Europei? Nu contestă nimeni și România a implementat și implementează în continuare, dar parcă totuși suntem cu niște pași undeva mai în spate față de alte state europene. Da, sunt lucruri care dumneavoastră le spuneți și bineînțeles că sunt și documente care atestă ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt statistici. România are totuși niște realizări și care s-au făcut în decursul anilor, mai ales în ultimii, eu știu, 15-20 de ani, mai ales în ceea ce înseamnă zona de comunicații, zona de acoperire, zona de... Deci internetul în România, și știți foarte bine că și unul printre din cele mai rapide, din lume, deci este foarte bun.
se mai putea face, pentru că eu pot să afirm aici, am avut un proiect la care am lucrat în 2012 până în 2015 când am plecat. Era un proiect în care făcusem o analiză a punctelor albe legate sau acolo unde nu se găsește internetul și era undeva la 4.000 de locații la nivelul României unde ar fi trebuit să ajungă internetul, pentru că știți foarte bine că eu știu, operatorii, deci vis-a-vis de eficiența economică, se duc mai ales pe aglomerările urbane, acolo unde, eu știu, au abonamente, unde eficiența economică, comercială se impune și este evidentă, însă nu se duc spre zone mai puțin acoperite din punct de vedere al activității umane. Și atunci, sigur, noi statul este din datoria lui să găsească soluții pentru acoperirea întregului spațiu. Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat, tragedia din Apuseni, a fost acum niște ani de când s-a întâmplat atunci cu avionul acela care nu prea s-a găsit sau s-a găsit foarte târziu. Și găsit întâmplător de cine... Bun, nu ai fi spus? E clar, fără, să zicem așa, instrumentele tehnice la îndemână. Deci există și probleme sunt, eu vă spun, sunt probleme și pe tronsoane de drum care sunt circulate, dar care pe anumite zone nu au, și știți și noastră, poate ați mers cu mașina și ați văzut că nu peste tot pe unde mergeți aveți internet sau și posibilitatea de a da niște mesaje. Pentru Doamne ferește se întâmplă ceva și se întâmplă destule evenimente, mai ales pe drumurile din România, care știți foarte bine că sunt foarte, foarte în spate, față în urmă, față de ce se întâmplă în Europa. Deci, eu cred că totuși pe acest proiect, pe această latură a comunicațiilor, nu stăm rău, dar e adevărat, puteam să stăm și mai bine. Din nefericire, un proiect la care am lucrat și care alocasem undeva la peste, eu știu, destul de mulți bani pentru, de la Uniunea Europeană pentru a face această treabă, încă iese departe de a se implementa. Adică nu, lucrurile nu merg tocmai favorabil și asta și datorită faptului că, zic eu, din 2015 până acum sunt vreo 3-4 miniștri care au fost acolo cu încă nu știu câți secretari de stat și fiecare când vine înțelege, continuă. Altă viziune, altă optică. Da, e mai greu de, știți cum e. Până își dă seama ce e de făcut, pleacă. Și apropo de această chestiune, că ce este o realitate și o remarcăm în toate ministerele, în toate departamentele sau structurile din subordinea ministerilor, de ce atunci când vine o nouă conducere, cu ministru, cu secretar de stat, cu subsecretar de stat, de ce se renunță la proiectele bune, care fie sunt în derulare, fie sunt gata să se pună în practică și se concepe peste noapte o altceva? E chiar atât de da, greu da, asta să știe la nivelul practicii noastre, a românilor, știți foarte bine, cum vii acolo, primul lucru este să negi tot ce s-a întâmplat înaintea ta, considerând că... Deci nu e nimic bun? Păi, avem, cum să spun, opțiunea asta sau vocația de a dărâma și a contrazice și a nega tot ce s-a muncit până în momentul ăla. Nu vă spun, pentru că eu am fost acolo și știu, nici măcar nu se predau toate proiectele, adică în sensul că nu există, bun, la nivelul ministrilor există, se pregătește un dosar, domnule, ăsta este, eu știu, cu proiecte, cu... Cum se face? Să zicem așa, să predă, să zicem, o anumită gestiune. Dar nu se predă nimic la nivelul celorlalte compartimente, la nivelul secretarilor de stat, la nivelul, eu știu, subsecretarilor de stat. Deci tot ce sunt numiți politici, să zicem așa. Practic, ministru preia ce preia și de aici încolo ai lanții, eu vă spun sincer, când am ajuns în minister, am găsit un birou complet gol. Și probleme foarte multe, dar nu erau vizibile și am aflat de ele pentru că am avut șansa să rămân mai mult acolo și pe parcurs ce timpul trecea, mai apărea câte ceva și hai, domnule, să găsim soluții, să vedem ce putem face. Deci nu exista, să zicem, o trecere, sau cel puțin așa, știu eu, poate acum nu mai fi așa, pentru că după ce am plecat eu în 2015 sau 2016 s-au mai schimbat vreo 3 garnituri, 4 de miniștri și secretari de stat, s-ar putea să apară alt tip de predare, primire a gestiunii. Dar ideea este că, în primul rând, nu se predau, cel puțin așa vă spun ce știu, nu se predă la amănunt exact ce s-a întâmplat și cum s-au întâmplat lucrurile. Ca să știi de unde să duci mai departe. Dar nu există o perioadă ce a determinat în luarea deciziei, pentru că sunt proiecte majore care se inițiază la nivelul ministerului, știu, de milioane de euro, de zeci de milioane de euro, de sute de milioane de euro. Și poate că s-au și cheltuit și asta s-a și întâmplat și cu atâtea studii de fezabilitate, cu multe și multe lucruri care
se regăsesc și sunt rapoartele Curții de Conturi care le puteți studia și dumneavoastră pe toate ministerele și vedeți câți bani s-au cheltuit pentru tot felul de lucruri care până la urmă nu au fost materializate. Știți ce este cu adevărat trist? În domeniul dumneavoastră de competențe avem foarte, foarte mulți tineri specialiști, băieți, fete care se pricep și care poate și din cauza faptului că nu găsesc modalități să se exprime aici în țară, optează pentru salarii mai bine plătite și pentru oportunități de carieră în afară, cumva ajutând la bunăstarea străinilor. Da, 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 dar nu numai ai noștri, numai din industria asta, sunt în toate industriile, există o depopulare continuă a României și dumneavoastră ați văzut-o și au fost chiar și președinți de țară care au spus că de-aia este democrație, ca să plece lumea. Dom'le, nu este, din punctul meu de vedere este că ar trebui să creăm acele, eu știu, mijloace prin care oamenii să încerce în primul rând să se realizeze ca oameni în țara lor, acolo unde s-au născut și unde învață, unde sunt crescuți de către familiile lor, de către, eu știu, poporul în care căruia fac parte și ar trebui ca oamenii aceștia să aibă puse la dispoziție toate facilitățile ca să poată să producă și să creeze în țara noastră. Problema este că, pe de o parte, și noi să știți foarte bine că în alte țări, și vorbesc în primul rând țările capitaliste, eu știu, capitaliste, și noi suntem, dar să zicem țările avansate din punct de vedere economic, partea aceasta de vest a Europei și America și Canada și Australia și acum deja și zona asta cu Dubai, cu... Unde vorbim de altceva. Da. Deci... Iar în domeniul nostru oamenii sunt foarte, foarte bine pregătiți. Românii în general au abilități tehnice în zona matematicii, în zona informaticii și cerințele sunt din ce în ce mai mari la nivel mondial și există posibilitatea de a aplica oriunde, deci practic prin internet pui CV-ul și după aceea mergi la niște interviuri și în momentul în care ai și răspuns, ești selectat cu mare succes și sunt șansele acestea de a se pune la dispoziție tot felul de facilități, relocare, cu casă, masă, salariu foarte bun și oamenii atunci, pe când în România noi nu reușim să mergem până acolo, să dăm salarii competitive la nivelul Uniunii Europene sau la nivelul statelor avansate Uniunii Europene sau Americii. Deci n-ai cum, pentru că economia la rândul nostru nu funcționează la nivelul de acolo. Deci lucrurile sunt destul de delicate. Ceea ce am putut eu și ceea ce am inițiat eu atunci când am fost în minister, în 2012-2013, am avut câteva discuții cu reprezentanții unor firme importante din America și nu numai, și din Suedia, din Germania, Siemens, deci câteva firme din acestea importante care au venit la noi și am avut o discuție foarte, foarte aplicată legată la de cât... Bine, noi aveam deja, să zicem așa, o anumită carte de vizită legată de abilitățile în domeniul respectiv, știți foarte bine, cu medalii de aur luate la diferite olimpiade și concursuri, sigur, da, și matematică, și informatică, și chimie, și fizică, și deci astronomie, deci românii în general studiază, sunt foarte mulți aplicați, foarte mulți care își doresc să performeze în viață și în domeniile în care și le aleg. Și aveam deja o carte de vizită frumoasă și oamenii, deci acei parteneri, să zicem, care au venit, prima lor întrebare, câți oameni care știu informatică putem să poată să producă, eu știu, societatea românească pe an de an. Eu atunci am făcut o evaluare și am spus că undeva la 5.000-6.000 de oameni în România. Și, de exemplu, americanii spuneau că sunt puțini, deci ei și-au dorit să fie mult mai mulți, pentru că avea loc mult mai mult decât 5.000 pe an. Bun, ei, dar și noi avem nevoie. Adică poate... pregătiți să absorbă mai mult de 5.000. Da, bineînțeles. Asta e interesant. Da. Bun, eu, opinia mea a fost de natura următoare. Bun, din două motive. În primul rând că mi-aș fi dorit ca oamenii să rămână în România alături de familiile lor, alături de părinții lor. Și atunci, și al doilea, că fiind în România, se leagă de România și vor produce în România. Deci, fiind mult mai aproape de, sau mult mai ușor de întors pe alte domenii din România sau pe alte companii din România decât să-l aduci înapoi din America. Și atunci, propunerea mea și a fost acceptată. Era de natură următoare, numai decât să luați oamenii ăștia să-i duceți acolo, pentru că noi avem, așa cum
cum spuneam, posibilitatea de a lucra prin internet și prin comunicațiile acestea de mare viteză, atunci mai bine veniți cu lucrările, veniți cu problemele aici sau creați aici sucursale, filiale în România, angajați aici în România, ei bineînțeles că nu mai plătesc ca în America, pentru că în America un salariu mediu pe domeniul ăsta este undeva de $45,000, iar aici dau și 2.000-2.500 de dolari, $3,000 poate, deci automat și cheltuielile lor sunt mai mici. Și pe de altă parte, avantajul nostru că oamenii noștri nu mai pleacă. Și urmarea acestor, să zicem, discuții pe care le-am avut, s-au creat cel puțin 10.000 de locuri de muncă atunci în București. Deci în perioada aceea, 2012-2013-2014, au venit foarte multe firme și au creat locuri de muncă în România pentru specialiștii noștri. Bun, sigur că până la urmă cei care chiar vor să se ducă acolo, se duc, dar s-a creat și oportunitatea, deci posibilitatea de a rămâne și în speță în București, dar nu numai în București, și în Cluj, și în Timișoara, și în Iași, Craiova. Iar acum, ultimul timp, eu vă spun, adică încercasem să generez ideea de a merge și spre orașele mai mici. De ce? Pentru că anumite lucruri pot fi făcute și la nivelul unui oraș de natura, Vâlcea, Târgu Jiu, Severin, Petroșani, deci nu neapărat în orașele mari. Sigur, există tendința să se meargă spre orașele mari din mai multe motive. În primul rând că aceste orașe au majoritatea și chiar bine dezvoltate, infrastructură de aeroport cu avionul, cu ori mari industriași, mari oameni de afaceri, nu prea să mai urcă prin mașină. Ei își doresc să vină cu elicopterul, cu avionul, chiar cu avionul personal, stau acolo, rezolvă problema de o oră, de două ore, după care pleacă. Și discutăm de investitori strategici. Investitorii, nu vorbim în România, cât în lume. Eu vă spun că și aici, în Târgu Jiu, a fost în 2014, a fost, sau 2015, aici, nu, 2015, a fost un mare, mare om de afaceri, un industriaș puternic din America, om care are peste 100 de sucursale peste în toată lumea, și am arătat Târgu Jiu și s-a arătat foarte încântat de oraș și și-ar fi dorit să investească în Târgu Jiu. Sperăm să investească. A, deci încă nu este... Ba da, nu, a început. A început, dar promisiunea a fost mai mult, deocamdată nu s-a... Poate treptat... Da, au apărut lucruri care au mai întârziat, să zicem așa. Da, ca în România, să spunem, între timp, balcanic. Din 2014-2015 au mai apărut niște modificări în formula de... Discuții inițiale. Da, și datorită, în primul rând, s-a întâmplat cu guvernul Ponta, care după aceea, știți bine, a trebuit să... Ponta și-a pus demisia, a venit tehnocrații și alții și alții. Și apropo de, acel moment sau de consecințele acelui moment, ca persoană neimplicată politic, ca cititor de presă, ca om ce are posibilitatea de a discuta cu diversi alți oameni în fața unui microfon sau lângă un microfon, am senzația că Gorjul parcă n-a mai fost atât de bine băgat în seamă la București după ce fostul premier Ponta a făcut un pas înapoi, ulterior a și părăsit partidul, iar acum parcă Gorjul nu contează atât de mult în ochii centrului. Adică vedem că sunt numiți secretari de stat, vedem că sunt numiți miniștri, subsecretari de stat din orice alt județ, de la Gorj mai râs că e mai drăguț. Da, nu pot să apreciez eu acum care s-ar fi cauza. Sigur că poate să fie, o cauză personală a fiecăruia dintre noi, care poate la un moment dat suntem evaluați și nu corespundem criteriile de evaluare ale centrului. Nu știu dacă ar trebui să spunem neapărat că e o problemă a organizației. Acum la noi a fost și situația că Ponta și cu deputatul Văcaru nu mai sunt la PSD, cred că poate să fie și asta o poveste, având acum practic 3 voturi care susțin guvernul și care susțin guvernarea PSD. Ponta s-a pronunțat de mai multe ori că el nu votează ce se întâmplă acum și știți bine că, nu știu dacă e adevărat sau nu, a votat sau n-a votat, dar cel puțin din declarațiile de presă pe care le-a făcut și probabil că și
domnul deputat Alin Văcaru și dânsul, care știți foarte bine că este totuși, a fost deputat PSD, deci a fost pe listele noastre. Sunt anumite lucruri care frustrează, produc frustrări și e posibil ca, zic eu, posibil ca la nivel central, acolo lucrurile știți cum e, cam analizează și pe cam ce reprezinți, ce ai în spate, cine te recomandă, cine te susține, cine... De, nu știu, e posibil să fie și asta o cauză, zic, așa cred eu, dar nu știu dacă e și adevărat. Adică, vedeți, noi până la urmă avem 3 voturi în Parlament acum. Ori sunt județe care au mult mai multe. Bine, în egală măsură mi-e greu să cred că, de exemplu, chiar ar vota cei doi pe care i-ați amintit, ar vota împotriva, să spunem, dorințelor PSD sau per ansamblu împotriva dorințelor PSD. Mi-e greu să cred că peste noapte li s-ar schimba doctrina, orientarea socialistă și că ar vota, să spunem, incorpore ce propune opoziția, adică PNL-USR. Păi nu, eu spun că nu știu acum cum sunt ei percepuți la nivel. Ei s-au declarat, sau cel puțin Ponta, s-a declarat deputat independent. Nu? Da. Cel puțin așa se știe, nu știu acum. Omul nu, sau este la pro-România sau pe unde a fi. Deci nu mai figurează ca fiind activul de partid. Sigur, al PSD. Că votează, eu știu, punctual cu anumite... Sigur, depinde ce legi se pun în discuție, pro sau contra, asta e altă poveste, dar noi discutăm, de exemplu, când discutăm despre un guvern, despre construirea unui guvern, ați văzut că se ia în calcul până la urmă, domne, care cu ce vine și ce susține guvernul respectiv, nu? Craiova, de exemplu, sau Dolju, poate are 15 parlamentari sau... Sigur, când ai 15 voturi și poate și în jurul tău mai ai încă vă câteva de pe la OL, de pe la nu știu pe unde, pentru că ai... Care se coagulează. Sigur, da, și atunci poți să te duci și să reprezinți acolo, dar eu nu știu acum, sincer, Gorju, prin domnul președinte Cârciumaru și cei care mai sunt pe lângă dânsul, doi oameni, trei, câți ori fi acolo în Parlament, nu știu cât poate să spună, uite, domnule, eu aici am... Știți, vedeți exemplu de la Timișoara, nu cu Grindeanu, nu cu el. Bă, a avut o relație foarte bună și cu o organizație puternică Timișul. Timișoara, Timișu și cu Cara Severin și cu cei care erau pe acolo, pentru că președintele la Cara Severin e fost coleg de liceu și de școală cu Grindeanu. E vorba de Urduzeu, care a fost și secretar de stat cu el la cât a fost ministru la comunicații. Acum e președinte de Consiliul Județean la Caraș. Și știți foarte bine că de parlamentarii de Caraș, de Timișoara și așa mai departe, și atunci au votat împotriva căderii guvernului Grindeanu. Acum, de ce credeți dumneavoastră că totuși până la urmă, eu știu, Dragnea și cei care conduc țara pe putere PSD-ist, de ce credeți că i-a luat în calcul? Pentru că reprezintă ceva, deci sunt 15, 20, 30 da, de parlamentari. Da, reprezintă o forță. Da, și dacă se duc cu o idee, știți foarte bine că a fost discuția de al Grindeanu, este președinte de organizație la Timiș, nu? Și a fost acolo, că să-l schimbe, să pună pe altul, n-au reușit. Deci Grindeanu este în continuare și atunci, sigur, Grindeanu a trebuit într-un fel sau altul recuperat și acum Grindeanu este președinte la ANCOM. Și iată, s-a integrat perfect. Păi da, adică s-a găsit o soluție pentru Grindeanu, pentru că asta e, nu putea să stea omul fără servicii până la urmă, pentru că el a fost președinte de Consiliul Județean înainte de a fi premier. Deci asta spun, că sunt niște jocuri care sunt, zic eu, jocuri, sunt calcule. Calcule care se iau în vedere și la sfârșit rezultă ceva. Asta, repet, Târgu Jiu și Gorju are problemele care le are, generate în primul rând de faptul că, după ce și-a pus demisia Ponta, a apărut, da, pentru că el s-a pronunțat de fiecare dată împotriva al domnului președinte Dragnea. Președinte Dragnea a afirmat de atâtea ori că el nu se bagă la Gorj și aici lucrurile se spele în familie. Uite, așa se spală. Am înțeles. Se pregătește PSD de alegeri în 2020, 2019, 2020. Cred că încet încet se intră în linie dreaptă. Da, probabil că da, nu știu. Sincer, eu nu cunosc dacă se pregătește. Probabil că dacă vor fi alegeri, se vor pregăti. Pentru că mai este 2018 și apoi vom începe cu alegerile europarlamentare. Vorbeați de... Am crezut că alegeri interne. Nu. Aceia deocamdată s-au amânat, nu se știe. Da. Refer la alegerile din 2020. Toată lumea se pregătește, sigur, și pentru 2019, și pentru 2020.
Sigur, ne pregătim. Vom vedea ce va fi și aici la Gorj. Două locuri, cel puțin pe lista de parlamentare, cu siguranță nu se va mai regăsi în echipa social-democraților. E vorba de fostul premier Ponta și fostul dumneavoastră coleg, domnul deputat Alin Văcaru. Pentru că, sincer, mi-e greu să cred că PSD, că vorbim de Gorj, că vorbim la nivel național, iar mai putea reprimi cumva, nu știu prin ce chestie, în rândul lor și să fie și acceptați de colegi, de organizații, astfel încât să poată fi... Acum, nu știu, să știți foarte bine că în politică niciodată să nu spui niciodată. Absolut. Absolut. Noi să fim circumspeși și să vedem ce se va întâmpla, o trăi și o vedea. Așa este, timp este, slavă Domnului, până la alegerile și până la definitivarea. M-ați văzut și cu organizația în 2016, când s-a dorit aici o listă, până am mai ieșit ce listă da, a ieșit. Da, un alt scandal care a fost atunci cu listele care au plecat. Da. Iată, primim mesaj de la un primar, prieten de emisiunii, care întreabă de ce nu sunt ajutați primarii cu proiectele atunci când merg la București, de ce nu sunt sprijiniți. Nu știu. Nu știu care proiecte, nu știu la ce minister, nu știu, sincer vă spun, eu cel puțin aș sfătui pe cei care vor să facă proiecte și să le și implementeze primarii și nu numai, să încerce și cred că aici ar putea să ajute parlamentarii noștri de Gorj, pentru că până la urmă noi avem aici, nu știu, parlamentarii ăștia care sunt, trei care mai sunt, dar și ceilalți până la urmă și ceilalți pot fi capacitați, pentru că... ALDE și PNL și ceilalți da, sigur, trei independenții. Da, sigur, da, da, pentru că până la urmă acești oameni reprezintă județul Gorj și ar trebui să ajute fiecare, să are o responsabilitate față de județ, pentru că el totuși este membru al Parlamentului României. Și au și posibilitatea de a intra oricând la orice ministru, la orice secretar de stat, eu știu foarte bine lucrurile acestea, deci parlamentarii sunt oameni care sunt respectați și care pot să impună cel puțin la nivelul, domne, deschide ușa și ce se întâmplă. A, că se rezolvă, că nu se rezolvă, că mai știu, duci o hârtie, că mai... Alea sunt chestiuni inerente. Da, dar eu așa și aș sfătui, pentru că până la urmă acești oameni reprezintă județul Gorj și trebuie să ajute la rezolvarea problemelor județului Gorj. Și mai este o chestiune cu care cred că sunteți de acord cu mine. Parlamentarii își trag seva ca număr de voturi, mai fără și ca votanți, din activul de partid mobilizat de către primari. Ori dacă odată la 4 ani primarii vor declara non-combat și nu se vor implica, supărați probabil, da, bun, există această posibilitate. Da, sigur, da, bun, până la urmă oamenii merg la vot și cum, 100 de voturi, dacă sunt, alea sunt și intră oamenii în Parlament pe 100 de voturi, da, care stau acasă. Deci nu asta ar fi chiar cea mai importantă, poate numai în ideea în care domnul aia care mobilizează, a lor se duce. Deci mobilizez PSD, se duce PSD. Dar nu cred că asta, problema pe care eu o resimt și care nu sunt eu singur, probabil că oricare cetățean care trăiește în județul Gorj resimte această treabă, faptul că am trimis în ultimii 20 și 30 de ani, eu știu, undeva la 50-60 de parlamentari, eu știu, senatori sau deputați pe la București, și aici poate am putea să lansăm o temă, domnule, au fost unii care au fost poate votați 2-3 ori, deci au fost cu mai multe mandate. Cu continuitate. Neapărat, sigur, nu neapărat, știu, tranzitorii așa, tip cometă. Și ar trebui poate să inițiați aceea, o emisiune în care să invitați, sigur, dacă vor să vină, și să prezinte proiectele la care au, știu, au participat, care le-au inițiat, care le-au realizat. Pentru că, sincer, vă spun... Concret, o vezi ale trecerii prin Parlament. Da, eu nu văd, cel puțin... Bun, ce să vă spun? Deci nu prea văd multe proiecte realizate. S-ar putea să fie, dar noi nu știm despre ele. Să nu fie vizibile. Da, și e bine să... Pentru ce? Pentru că atunci și oamenii se mobilizează mai bine și cred mai mult în oamenii pe care i-au trimis în zona respectivă. Așa este. Adică eu... Asta... Degeaba faci ceva dacă nu și arăți că ai făcut altceva fiind acolo. Da, mi-aș dori să apară aceste rapoarte, să zicem, de activitate sau dezbateri cu populația, cu oamenii, mai ales cum a fost și
mai înainte, știți foarte bine, pe colegii, să se adune acolo oamenii din colegii, știu, oameni, am trimis acolo, reprezinți colegii 1, 2. Bun, acum reprezinți județul, foarte bine. Dar nu sunt lista cu colegii. Dar oamenii care sunt interesați, uitați, și primari, dar nu numai, simpli cetățeni, poate, care au, eu știu, diferite probleme și care nu sunt reprezentații, se simt că nu sunt reprezentați la nivel la care ar trebui, la nivelul Bucureștiului, pentru că în București, deci acolo unde lucrurile se petrec, se așează, se întâmplă, se negociază, se discută, practic noi suntem reprezentați prin parlamentarii noștri, în primul rând. Stimate domnă, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Dacă timpul vă permite, vă lansăm invitația săptămâna viitoare de a ne onora cu prezența la o emisiune seara la televiziune. Evident, dacă sunteți de acord cu această propunere, pentru a continua discuțiile privitoare la ceea ce se întâmplă în societatea, în mediul politic, în mediul administrativ și de orice altă natură din România, slavă Domnului, se poate vorbi mult pe aceste teme. Până atunci însă vă urăm să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos și multă putere de muncă. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră și la toți pe cei care ne-au ascultat și ne-au văzut. Dragii mei și dumneavoastră, un sfârșit de săptămână cât mai frumos, cât mai interesant, sănătate maximă, la revedere!